Să vedem împreună o secvență din 22 decembrie. Sunt câteva sute de mii de români, doar în București. Acesta este Mircea Dinescu, poetul nostru național, care a suferit. Nu am suferit, nu eu am suferit. Eu am stat în spatele cărților mele și mi-am asumat, dacă vreți, moartea. Eroi sunt cei care au murit. Toți sunteți eroi, tot poporul român e erou. Așteptați proclamația. Câțiva au devenit în 16 ani luptători remarcați în victoria Revoluției Române. 26.000 de revoluționari cu certificat. Din punctul meu de vedere, care insistasem pentru lichitarea lor directă prin act revoluționar, justițiar revoluționar, procesul ăsta era un fel de concesie făcută lui Iliescu ca să dăm o aparență legală și așa mai departe. Dar într-o revoluție nu se umblă cu scrupule juridice. Într-o revoluție se ucide. Asta este realitatea. Și de o parte și de alta. Nu putem să ne ascundem după degetul, chiar după 16 ani. Este o logică implacabilă și necruțătoare. Într-o revoluție nu se glumește, pentru că ori. Potrivit raportului oficial al Curții Supreme de Justiție, secția parchetelor militare, au murit 162 de persoane, au fost omorâte 162 de persoane înainte de 22 decembrie și 942 de persoane după 22 decembrie. Deci după ce a învins Revoluția, au murit 942 de persoane. Și probabil că cineva, câțiva, mai mulți, unul sau mai mulți, trebuie să fie vinovați pentru acești morți. Și pentru că a fost creat un institut care se ocupă cu studiul istoriei Revoluției Române, am recurs și noi la un istoric. Dacă ar fi să scrieți dumneavoastră fraza din manualul de istorie de clasa 8-a pentru copiii de 13, 14, 15 ani, să zic, cum ar suna fraza despre Revoluția Română? Deci în România s-a declanșat și desfășurat o revoluție între 14 decembrie 1989 Iași și 20 mai 1990, alegerile libere, și în interiorul acestui fenomen am avut de-a face cu instigare internațională, diversiune internațională la Timișoara, revoltă populară la Timișoara în 20 decembrie, diversiune la mitingul din 21 organizat pentru răsturnarea lui Ceaușescu, represiune în noaptea de 21 spre 22, revoltă populară în dimineața de 22, lovitură de stat militar în dimineața de 22, diluarea revoltei pentru că ea n-a reușit să-și construiască proprii lideri, preluarea puterii de către un grup complotist sprijinit de Uniunea Sovietică și recunoscut de Uniunea Sovietică, declanșarea unei diversiuni teroriste pentru a anihila și distruge serviciul secret al țării, indiferent cât de porniți împotriva securității am fi, și stabilizarea puterii nou constituite, care s-a sprijinit fundamental, așa cum de altfel este și scris în fraza din comunicatul Frontului Salvării Naționale, pe armată. Cheia acestor fenomene, deci cheia întregului fenomen petrecut între 14 decembrie 1989 și 20 mai 1990 este armata. Acolo trebuie cercetată, studiată și înțeleasă întreaga desfășurare a acestor evenimente. Cum a participat, a fost implicată în mod criminal de către Ceaușescu la represiune și cum s-a salvat printr-o serie de acțiuni diversioniste. Sigur, noi discutăm despre anumiți lideri ai armatei, nu de instituția. Nu, eu vorbesc de 162 de morți și de 942 de după 22, da, ora 18. Armata în București e cu noi! Dictatorul a fugit! Apelăm, facem un apel către Ministerul Forțelor de Interne să depună armele, să intre în cazarmă. Poporul e cu noi. Peste 5 minute vom face un apel către toată suflarea română, către eroicul popor român. Victorios! Am învins! Adevărul poate fi destabilizator, adevărul revoluției, marele adevăr al revoluției.
și poate fi destabilizator pentru România? Dumneavoastră văd că sunteți un fan al ideii că a fost atunci o revoluție. Nu, am spus nu, asta cumva? Am spus și eu asta ați cumva? Ați pronunțat cuvântul revoluție. Eu ce aș putea să vă spun? Niciodată adevărul stabilit... Știți de ce am spus-o? Pentru că pentru mine personal, pentru viața mea, a fost o revoluție. În viața mea, în drumul meu, în viața mea. Dar atât. Din acest punct mine. De vedere pot să mă consider și eu drept un beneficiar a ceea ce numiți aici revoluție, pentru că în destinul meu personal de asemenea s-au întâmplat niște răsturnări. Din punct de vedere istoricilor, avem o revoluție între 14 decembrie 89 și 20 mai 90, moment când se legitimează noua putere și se reintră în legitimitatea juridică, iar juriștii o consideră așa numită legitimitate populară în care Constituția se suspendă și totul depinde de rezultatul alegerilor. Dacă la alegeri era, de exemplu, infirmată FSN-ul și CFSN-ul și Ion Iliescu, se expuneau unei situații juridice extrem de grave pentru ei, inclusiv cu condamnare, dacă nu câștigau la 20 mai. Sunt două acțiuni, cred că sunt total independente una de cealaltă. Deci este vorba, în primul rând, de acțiunea Departamentului Securității Statului și a generalului Iulian Vlad, începând cu ora 10, în jurul orei 10, și a doua este acțiunea declanșată de generalul Stănculescu din clădirea CC. Aici ora este precisă pentru că este consemnată în registru de note telefonice al Armatei I, ora 10 și 7 minute. S-au întâmplat două lucruri fundamentale care de fapt definesc lovitura de stat militară declanșată în clădirea CC, independent de revolta populară care pornise în oraș prin deplasarea unor mase de funcționari și muncitori, de angajați, de pe platforme industriale spre centru. Deci, în jurul orei 10:30, practic, trupele de securitate și școala de apărare este scoasă din dispozitivul de apărare al CC-ului, iar miliția din toată țara asta primește ordinul de a trece de partea poporului. Deci a existat încă un ordin al generalului Vlad, dat mai întâi generalului Ghiță, comandantul trupelor de securitate, începând cu ora 10, și anume acela de a retrage dispozitivul de apărare al televiziunii române. Repet, Nicolae Ceaușescu era în continuare în CC, comandant suprem, secretar general, președinte al României și toate funcțiile pe care le avea. Prin urmare, în ce privește securitatea și Ministerul de Interne, este clar că începând cu ora 10 s-a declanșat, cel puțin începând cu ora 10, s-a declanșat o acțiune care se înscrie, nu poate fi înscrisă în altceva decât în categoria istorică a loviturii de stat militar. În același timp... Păi și atunci mă duc trecând peste câteva ore spre seară, cum să fie securiștii teroriști? Ajungem și acolo. Bun. Ce făcea armata? Numai prin diversiune se putea lansa așa ceva. Ce făcea armata la ora 10? Ajungem acum la cel de-al doilea aspect al loviturii de stat militare, care este mult mai consistent și mult mai important, și anume reacția armatei. Sigur, când spunem asta, ne referim la conducătorii armatei, la lideri militari. Odată cu auto-împușcarea lui Milea, numită, s-o numi convenționar sinucidere, Nicolae Ceaușescu cere imperios aducerea generalului Stănculescu, trimește și un echipaj după el să-l aducă, și generalul Stănculescu vine la CC, îmbrăcat civil, cu piciorul în ghips. Și nu întâmplător îl numește ministru al apărării naționale. În această calitate,
Stănculescu se deplasează la etajul 6, unde se afla grupa de comunicații, grupa de transmisiuni militare condusă de majorul Tufan, Marius Tufan, se înțelege cu acesta, deci se înțelege cu acesta în mod privat și conspirativ, să numim așa, ca din acea clipă, prin intermediul grupei de transmisiuni care asigura comunicațiile cu toate forțele din țară, să dea ordine de oprire a forțelor militare care se apropie de București. Unele și intraseră deja pe șoseaua Alteniții, se aflau în zona dealuviilor, o coloană, să le oprească, să le întoarcă la cazări, semnând acest ordin, folosind indicativul secret al lui Milea. Milea era împușcat de o jumătate de oră, armata nu știa, trupele nu știau acest lucru, blindatele aveau comunicații de acest tip și pe aceste comunicații veneau în continuare ordinele lui Stănculescu ca și cum ar fi fost date de Milea. Da, domnule, asta și foarte de blindate sunt pe spre noi, vin din Pitești. Vin din Pitești spre noi, facem blindate? Așa, mă. La sala aparatului cu Deci, după ce Vlad, încă de la ora 10, a dezmembrat, practic, a descompletat sistemul de apărare circulară al CC-ului, al sediului puterii, începând cu ora 10-7 minute, generalul Stănculescu scoate și forțe militare din piața Palatului. Deci, din perimetru de apărare imediată a centrului puterii, a clădirii Comitetului Central. Și lasă mulțimea să intre în piață și să preseze. Din acel moment, în consemnările militare, vom găsi apeluri disperate către taburi și tancuri să revină în față la CC. De ce ați zis dumneavoastră să stați de vorbă cu poporul? Poftim. Care popor? Care l-a terminat? Care a venit de la nu! Nu, 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 și acei care au trătat, inclusiv unul prezent aici, a chemat elicoptere, i-a dat ordine. Încerc constatătarea, mă scuzați, vreau să răspundesc. Încerc constatătarea ministrului Zineanu. Convingerea mea este că Ceaușescu nu a fugit. Această sintagmă, fuga lui Ceaușescu, este un fals. Este o altă fals lansat despre aceste. Ceaușescu nu a fugit, ci a fost evacuat din clădirea CC cu sprijinul direct al comandantului aviației, generalul Rus, ca urmare a unor convorbiri telefonice între Stănculescu și Rus. Intră niște grupuri, mă rog, începe devastarea, nu mai intrăm în detaliile astea, și din acest moment foarte important este traseul 2. Traseul 2 și anume acela al lui Stănculescu. Se deplasează la Ministerul Apărării Naționale, în jurul orei 13 ajunge acolo, se instalează în birou, în cabinetul lui Milea, deci în biroul Ministrului Apărării Naționale și începe să dea ordine în calitate de Ministrul Apărării. Mai întâi comunică marilor unități din țară că este la conducerea armatei, apoi dă un ordin, primul ordin foarte suspect, ordin de arestare a tuturor ofițerilor de CI, de contrainformații militare din unitățile armatei. Hai la autopet! Este un ordin foarte suspect. De ce? Pentru că, de exemplu, eu în dialogul pe care l-am avut cu domnul Jean Stănculescu, un dialog privat legat de cărțile pe care le scriu eu, dânsul mi-a răspuns că i-am arestat pentru că nu vroiam să știe securitatea ce intenționez să fac eu cu armata. Un punct important în eveniment. După ora 13, generalul Stănculescu începe să emită niște ordine foarte clare de data asta. Foarte clare de data asta. Și este vorba de cele două telegrame, documente oficiale și ele ale Ministerului Apărării, deci documente instituționale, documente ale statului, telegrama 38 și telegrama 39. Cine studiază aceste două documente și le pune una lângă alta,
descoperă exact și momentul în care, de fapt, lovitura de stat militară începe să se întoarcă împotriva revoltei populare, motivul principal fiind ceea ce se întâmpla la televiziune, ce apărea pe ecranele televizoarelor. Deci, Ordinul 38 este un ordin prin care tuturor forțelor militare li se cere să se retragă pașnic în cazăn, de se retrag în cazăn. Iar ordinul dat prin telegrama numărul 39 readuce trupele militare în, nu numai în București, ci în alte localități, cu misiunea de a ocupa, de a lua sub pază și apărare, spune, de a ocupa, practic, comitetele județene de partid din țară, atenție, deci centrele de putere ale Partidului Comunist, telefoanele din București, radio și televiziune. Așa se face că la dumneavoastră, la televiziune, trupele de Departamentului Securității, trupele de securitate, sunt înlocuite cam începând cu ora 15 cu parașutiști. Încă o comunicare din partea de la armată. Un moment, am o comunicare din partea Comitetului Apărării Naționale. Din cauza situației create, s-au luat niște măsuri speciale pentru a se putea controla și apăra radio-televiziunea, sediul Comitetului Central, sediul Palatului RSR și telefoanele. Trebuie să înțelegeți că sunt sedii vitale funcționării țării. De aceea armata va trimite transpontoare blindate care sunt menite să apere aceste, aceste obiective. Scopul lor nu este agresiv. Vor purta drapele tricolore, așa le veți putea recunoaște, vor purta drapele tricolore. Nu trag în populație, creați-le condițiile de a, se așeza în dispozitivul de apărare. De asemenea, într-un timp foarte scurt, trupele de parașutiști vor asigura paza Comitetului Central și a radio-televiziunii. Trebuie să, înțelegeți foarte bine că acolo se găsesc documente de inestimabilă valoare pentru o demascare acestei perioade negre din istoria României și să ne ajutați să le păstrăm. Numai în acest fel, numai fiind alături de noi, vom putea să judecăm pe vinovați. Deci Jean Stănculescu emite acest ordin, al doilea ordin, telegrama 39, prin care preia, de fapt, centrele de putere sub autoritatea armată. Este cumva o... Înainte de orice FSN, de orice... 13.30 discutăm. Așa. Dar până în ora 15 acest proces s-a desăvârșit în toată țara. Este, dacă vreți, și o desăvârșire a loviturii de stat militar. Sigur că această lovitură, așa cum am explicat și sigur că lumea a înțeles, numai cei care se simt cu musca pe căciulă nu vor să accepte o astfel de explicație logică, sigur că această lovitură militară nu a fost explicită. N-a ieșit generalul Stănculescu să spună din această clipă armata a preluat conducerea în țară și eu, ministrul apărării, am preluat atribuțiile comandantului suprem, deși, în momentul în care ne uităm pe telegrama 38, vedem că prima frază e așa. Din acest moment, armata nu mai execută decât ordinele ministrului apărării naționale. Iar în momentul în care ne uităm în raportul înaintat Parlamentul României de Curtea Supremă de Justiție, vom vedea că acolo justiția chiar a consemnat acest eveniment care are caracter juridic. Nicolae Ceaușescu este deposedat de calitatea de comandant suprem de către noul ministru al apărării. Este clar, negru pe alb. Asta se numește peste tot și în toată istoria României lovitură de stat militar. Numai orbii sau cei care, așa cum spuneam, se simt cu musca pe căciulă, neagă, infirmă sau contestă această realitate. Deci, fără a înțelege desfășurarea acestui eveniment paralel a loviturii de stat militare, nu se poate înțelege, și mai ales întoarcerea ei împotriva revoltei populare și mai ales a segmentului de revoluție care a contat foarte mult pentru armată, și anume televiziunea română liberă, ca așa se numea atunci. Fără asta nu vom înțelege niciodată ce a fost cu revoluția asta
în ce măsură e adevărat că a existat o revoluție, că a fost furată, că complot și toate scenariile că s-au. Fără acest amănunt important al desfășurării loviturii de stat militare, paralel cu revolta, nu se poate face nicio legătură logică între evenimente. Deci apariția fenomenului terorist, la apariția fenomenului terorist stă la bază informația plecată prin televiziune? Dumneavoastră trebuie să faceți un lucru foarte simplu pentru, și mai ales cred că este singurii care o pot face într-un mod logic și profesionist. De ce? Pentru că televiziunea are înregistrarea acelor ore de transmise de la Studio 4 și 5. Nu vă faceți iluzii în această privință, totul era controlat în ce privește mersul evenimentelor care au condus la răsturnarea regimului Ceaușescu, cu toate că cei care imaginaseră scenariul din vreme și îl comunicaseră din timp, se știa că deznodământul va fi în decembrie, se știa de la începutul toamnei acest lucru. Toți aceștia care au imaginat scenariul nu l-au putut imagina chiar în amănunțime în ce privește, să spunem, întorsăturile politice, fazele specifice românești, fazele probabil că da, fazele principale în afară de orice discuție erau conturate, dar nu și acele, să spunem, amănunte din fazele amintite care țin de specificul românesc. Ei, uitați-vă și faceți o reconstituire a unor apariții importante din primele ore, din prima oră, de exemplu. Și veți constata că la un moment dat apare domnul Sergi Nicolaescu. Sergi Nicolaescu, în toată hărmălaia de acolo și în toată intervenția aceea neorganizată, cum e cea Dinescu, cu Caramitru, cu Brateș, cu toți cei care au acolo, apare un individ foarte cunoscut, regizorul Sergi Nicolaescu, cunoscut în filme, arhicunoscut, cu haină, cu cravată, mă rog, nu foarte elegant, dar oricum un tip mai decent și coerent. Coerent este primul care dă mesaje coerente pe televiziune și care la un moment dat, la începutul intervenției sale, spune un lucru aparent nesemnificativ sau neinteresant pentru privitorii obișnuiți. Spune: fac un apel în primul rând la armata română. Este inexplicabil că un soldat al armatei române să tragă asupra românilor, fraților săi, să tragă asupra populației în care se pot afla fii și copii ai lor sau ai rudelor lor. Deci este o recunoaștere implicită a ce? A faptului că represiunea de până atunci fusese făcută de armată. Iată un prim mesaj care pentru telespectatori n-are importanță, dar pentru armată și mai ales pentru comandanții militari care au executat ordinele criminale și ilegale a lui Ceaușescu și ale lui Milea, conta foarte mult. Nu era o chestie oarecare. După aceea apare capitanul Lupoi, care se prezintă ca din partea armatei. Capitanul Dumitrescu, ca din partea armată. În secunda în care Lupoi a apărut pe ecran. Să vorbească un reprezentant al armatei. Armata e cu noi în București. Și ce multe centrale. Gata. Vă rog foarte mult. Am simțit nevoia ca reprezentant al armatei să iau cuvântul în fața tuturor celor din țară, în special a trupelor Ministerului de Interne și a trupelor Ministerului Apărării Naționale. Și a început să vorbească ca din partea armatei. Lumea nu știe și nici nu poate să înțeleagă dacă nu cunoaște mediul militar. La Ministerul Apărării Naționale, generalii au sărit în aer când a apărut un capitan care, așa a fost prezentat de Dinescu, că reprezintă armata. Opinia publică mondială se orientează acum către noua conducere care se va stabili în România. Dar pentru ca să putem stabili
ca ordinea în țară, indiferent de regimul. Lăsați-mă, vă rog, să vorbesc. Nu uitați că România nu e o țară izolată, că evenimentele de aici sunt privite de întreaga Europa, de întregul mapamond. Și atitudinea pe care noi o luăm acum dovedește dacă avem sau nu maturitatea politică. Mulțumim tuturor celor din străinătate care au fost alături de noi și ne-au sprijinit posturilor de radio. Crescă solidaritatea! Crescă Polonia, Germania! Crescă vecinii noștri! L-au declarat dezertor. Nu se știe lucrul ăsta. Imediat s-a intrat în agitație. Cine e individul ăla? Cine e dobitocul ăla? Să-mi fie iertat, dar așa? Asta a fost reacția. Care vorbește numele armate. Un capitanaș. S-a interesat imediat de care unde pune ministru pe Nicolae Militaru. Ajungem și la acest pas. Deci, apariția lui Lupoi a declanșat o adevărată furie la conducerea armatei. Dacă se va crea o stare de debandadă, de dezordine, puterile din jur, indiferent de regimul lor social, vor face intervenție armată. Sperăm că ele vor da dovadă de maturitate politică. Nu e, nu e adevărat. Lăsați-mă să vorbesc. Poporul român. Nu, ne putem aștepta la asta. Nu ne așteptăm la nimic. Ne putem aștepta la absolut orice. Din partea oricui. Noi trebuie să dovedim în primul rând unitate și că ceea ce vrem știm bine ce vrem. Și că atât să dovedim ceea ce vrem, trebuie să fim organizați, să dovedim că suntem. Să dovedim că suntem mai organizați ca ei, că suntem mai puternici, că unitatea noastră nu este haotică, ci se bazează pe un program bine stabil. Mai ales, și aici este iarăși un moment extrem de important, mai ales că în timpul intervenției sale, Lupoi a făcut și câteva erori, a încercat să liniștească lucrul, a făcut câteva erori, între care unul. A făcut o declarație, dumneavoastră trebuie să o dați, că o aveți, că la conducerea armatei nu e nimeni. La conducerea misterii apărăților nu e nimeni. La ora aceasta, armata e alături de popor. E o euforie generală. Militarii au scos încărcătoare din arme. Vă repet, din Ministerul de Apărării Naționale, niciun militar nu va trage în populație. Nu sunt autorizat de nimeni, pentru că nu mai există conducerea Ministerului Apărării Naționale. Dar vă spun, din sufletul militarilor români, nimeni nu va trage în popor. Dar trebuie să dovediți... Cum să nu fie? Erau cu Stănculescu în frunte, toți acolo. Apoi, Dinescu a aruncat, cum să spun, bomba atomică. Este o revoluție a noastră și pentru noi. Gălzii patriotice, nu uitați că sunt toți dintre noi. Deci să-și aleagă comandanți și de încredere. Da, comandanți noi și de încredere. Comandanți noi și de încredere. Adică schimbată conducerea Ministerului Apărării Naționale. Ceea ce cere Dinescu pe ecran. Toate lucrurile astea la care trebuie să adăugăm apariția generalului Militaru, cunoscut ca agent Ghereu, dat afară din armată, și care strigă, opriți măcelul. Stimați concetățeni, stimați soldați, subofițeri, maiștri militari și ofițeri, mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Sunt generalul colonel militar Nicolae. Nu puteam să stau deoparte în asemenea momente și după asemenea crimă care s-a săvârșit în Republica Socialistă România. Îmi pare rău, nespus de rău, că în această crimă a fost atrasă și armata română. Dacă se adeverește faptul că armata a tras în popor, înseamnă că va fi rău și pentru armată în ansamblu ei și pentru fiecare comandant de subunitate și militar în termen care a executat un asemenea ordin. După informațiile pe care le avem, au murit copii, au murit oameni bătrâni, au murit femei, au murit ființe total nevinovate. În scurtul timp care l-am la dispoziție în fața acestei camere de luat vederi, fac apel la tovarășii generali care dețin funcțiile de răspundere în armata română. Tovarășe Geal Gușe, tovarășe Geal Ieftimescu, tovarășe Geal Toplicianu, tovarășe Geal Roșu, tovarășe general Voinea, tovarășe general Dândăreanu,
și toți ceilalți. Aș face apel tot în același fel tovarășului general Rusu. Opriți măcelul. Dați ordine, opriți măcelul. Dacă s-a făcut crima până acum, opriți-o. Toți acești, toate aceste nume, mi se pare că unul sau două, Hotopan sau nu știu care lipsește în această listă, toți fusese implicați prin ordine în represiunea, și la București, în represiunea ordonată de Ceaușescu și de Mir. Și vreți să spuneți că paradoxul ăsta al istoriei noastre, al Revoluției, este ca să acopere 162 de morți de până atunci, de la Timișoara și București, mai mor 942? Sigur, pot să o interpretez și așa. Ceea ce vreau să spun este că s-a declanșat o reacție dincolo de panică la nivelul conducerii armate. Și sigur că aici nu trebuie amestecată toată armata, pentru că, să nu uităm, soldații, militari, ofițerii de rând au fost victimele acestui fenomen. Pentru că din aia 942 de morți sunt vreo 300 și ceva, cel puțin o treime sunt militari și care mor ca urmare a diversiunii declanșate de o zonă vinovată și foarte implicată din armată, de comandanți și de ofițeri care conduceau anumite structuri specializate ale armatei pentru a debloca această situație periculoasă în ce îi privește pe ei. Deci nu neapărat în... Am stat de vorbă cu generalul Stanculescu. Așa. Mi-a explicat foarte clar, eu i-am arătat și de unde am informație, că simulatoarele alea de care s-a tot vorbit au fost aprovizionate de Romtehnica în septembrie sau octombrie 1987. Și dânsul mi-a confirmat că le-a adus. Dumneavoastră ați spus mai devreme și lucrurile se leagă în acest fel, de asemenea logic, de anunțul pe care l-a făcut în a doua sa intervenție la televiziune domnul Lupoi, și anume că s-a hotărât numirea domnului general Militaru în funcția de ministru apărării. Armata, pentru moment, deci ca un interimat, a hotărât ca să preia frânele, să fie comandant al armatei până la alegerea unui comandant. Tovarășul general colonel Militaru sau domnul general colonel Militaru. De aceea rog toate trupele să ascultă ordinele acestui general colonel. Asta înseamnă 22 decembrie în jurul orei 15. Deci nu 24 decembrie, cum mai spune domnul Iliescu și alții, că atunci s-au hotărât. Nu. Și asta este încă de la televiziune, înainte de MAPN, înainte de CC. Grupul Iliescu se deplasează la Ministerul Apărării Naționale, la ora 16 are loc, de fapt, ședința de constituire a CFSN-ului la MAPN, sub protecția și sprijinul armatei condusă de Stănculescu, care îi predă lui Militaru. O secundă, se întorc la CC, la CC se întâlnesc în încăperea aceea unde s-au făcut și filmările. Se întâlnește spune... Militarul și cu Ion Iliescu, se întâlnesc cu generalul Vlad, rămas în CC. Domnul Iliescu îi spune lui Vlad să lucrați împreună cu toașul militar și toașul Gușă, să fie ordine și să nu fie probleme. Deci îi dă un ordin direct lui Vlad să coopereze cu ceilalți generali, mai ales cu Gușă, pentru... și în felul ăsta rămâne Vlad împreună cu Gușa în clădirea CC, din ordinul lui Ion Iliescu. Nu că aveau ei nu știu ce chestii. Că de ce au rămas, ce au rămas. Ce nu s-au dus acolo. Iar generalul Militaru îi comunică lui Vlad, imediat, în secvența următoare, îi comunică lui Vlad că a preluat sub controlul său următoarele instituții. USLA,
trupe de securitate și grănice. Vlad protestează, există această mărturie. Dar de ce mi s-au luat, din moment ce sunt de partea Revoluției, dovedesc loialitate, și nu este mai bine. Deci, să ne înțelegem, la ora 17 din ziua de 22, USLA și cu trupe de securitate, adică exact formațiunile acuzate apoi că au făcut terorismul și toate chestii, trecuseră în subordinea lui Militaru. Iar mai avem și confirmarea acestui fapt. De ce? Pentru că cei doi comandanți, și anume colonelul Ardeleanu, comandantul USLA, și generalul Ghiță, comandantul trupelor de securitate, i-au raportat lui Vlad, vă raportăm că am fost trecut în subordinea generalului militar, am trecut la armată în subordinea generalului militar. Toate lucrurile astea nu s-au întâmplat în 24 decembrie, cum spuneam, ci în 22 decembrie după amiază la ora 17. Vreau să vă reproduc o fază auzită pe viu din gura recent numitului pe atunci ministru al apărării, Nicolae Militaru se chema, și care s-a adresat domnului Iliescu, cu care tocmai intrasem în Ministerul Apărării, și care i-a spus cam următoarele, sintetizez. Domnule președinte, situația scapă de sub control. Desant aerian la Circ, coloane de blindate pe Olteniței și se pare de undeva din sud, din sudul țării, deci foarte dense formațiuni de elicoptere care se îndreptau către București, la care imediat, bun, probabil că mai erau niște elemente care mie acum îmi scapă datorită memoriei, nu din altceva, și la care cineva care era de față, general Victor Stănculescu, spune, zice, peste 90% din ceea ce s-a spus aici nu este real, este un simplu joc, un scenariu care a fost indus în mod artificial și care nu are legătură cu realitatea de pe teren, așa cum, și aici am părăsit cele spuse de domnul Stănculescu, așa cum n-a avut legătură cu realitatea nici ceea ce s-a anunțat la televizor. Vreau să vă spun, emisiunea noastră trebuie să întrerupă pentru o oră, pentru că aparatele s-au încins, știți, și noastre s-au supraîncălzit, știți noastre că am avut emisiuni de numai 2 ore și 3 ore, nu am avut încă aparat, nu avem aparatajul corespunzător. Secția de miliție de pana Ipătescu să fie apărată. Să fie aparată de cetățeni. S-a rezolvat. Bun. Deci, stimați telespectatori, ne reîntâlnim peste o oră. Păstrați-vă calmul, toată lumea să acționeze cu spirit de răspundere. Și noi aici, în legătură cu detașamentul acesta de teroriști, să plece, să se oprească, pentru că nu vor scăpa de mânia poporului. Nu întrerupeți emisiunea! Pe televiziune se înaintează cu 2000 de brigada antiteroristă! Ajutați-ne! Ieșiți populația, veniți aici! 2000 de teroriști vin armata, ajutați-ne, ajutați-ne! Deci întrerupeți, să ne apere armata! Să ne apere cineva! De liniște! Da! Cum priviți procesul, Ceaușescu? Având în vedere că nu exista o legitimitate juridică și nici nu fusese legitimat popular încă CFSN-ul, toată acea decizie de... Bun, e un tribunal militar excepțional. Ilegal și ilegitim. Asta înseamnă excepțional. Excepțional. Nu, excepțional înseamnă situație excepțională, dar legitim, legal. Nu, acesta nu avea acest caracter. Domnul Iliescu a semnat acolo președinte CFSN, nu avea această, nu, cei câțiva de lângă el îl recunoșteau, ca spun, nu avea o legitimitate, nici măcar popular, să ne înțelegem, așa. Prin urmare, execuția socilor Ceaușescu s-a înscris în categoria istorică a asasinatului în fapt revoluționar. Eu, din gura mea, au aflat această noutate că au venit să-l judece pe cei doi. Și atunci,
față de stupoarea, că vă dați seama, aici lucrau foarte multe resorturi psihologice. Am spus, nu trebuie să țineți seama de cine au fost, să nu vă, n-aveți niciun fel de respect față de dânsii, sunt niște infractori de drept comun, au ucis oameni în stradă, mai toate, îi tratați ca pe niște criminali. Așa cum au aplicat ei regim de judecată sumară, aplicați-le și dumneavoastră, îi vreau morți într-un sfert de oră. În continuare am pregătit o serie de materiale, vestitele foi de cort și sfoară, le-am adus, nu știu de ce a cerut să fie noi, au fost noi, le-am adus, am tăiat sfoara, cum mi s-a spus, procesul nu începuse. Și a urmat procesul. Acum am putea fi acuzați că, de fapt, înainte de verdict, noi eram, pregăteam deja execuția. Ei bine, da! În proces, cuplul Ceaușescu a fost condamnat pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni. Tribunalul, în numele legii și al poporului, declarând în secret, condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii pentru săvârșirea infracțiunilor de genocid prevăzute de act 357 alineatul 1 liter a Cod Penal, subminarea puterii de stat prevăzute de articolul 162 Cod Penal, act de diversiune prevăzute de articolul 163 Cod Penal și subminarea economiei naționale prevăzute de articolul 165 alineatul 2 Cod Penal. Pronunțată în ședință publică astăzi, 25 decembrie 1980. Pentru punctul act de diversiune, în documentul pentru istoria sentinței, scris după proces, scrie negru pe alb. În ura lor furibundă împotriva poporului român, inculpații au ordonat distrugerea, ori aducerea în stare de neîntrebuințare a unor importante centre de cultură ca Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Național de Artă, precum și a unui important fond de locuințe. Dar toate acestea s-au întâmplat după 22 decembrie, ora 12:08 minute, când Ceaușescu a fost pus în elicopter și evacuat. Sigur că și alea cu explozii și cu nu știu ce sabotaje pot părea bizare, adică Ceaușescu în momentul ăla a făcut sabotaje economice, dar toate sunt interpretabile și trebuiau găsite niște lucruri care să se încadreze într-o justificare a unor infracțiuni care toate fiind pedepsite cu moartea, în mod implicit duceau la sentința de moarte. Pentru că, dacă vreți, asta a fost toată ipocrizia. Dom'le, facem un proces, îl învinuim de niște infracțiuni extrem de grave, care nu au altă ieșire decât moartea, și atunci, cu siguranță, suntem convinși că va fi, până la urmă, pedeapsa capitală. De altfel, în dosarele parchetului militar scrie: imposibilitatea de cooperare între subunități și unități aparținând atât Ministerului Apărării Naționale cât și Ministerului de Interne, la care se adaugă civilii înarmați și gărzile patriotice, a constituit de fapt cauza producerii unor erori grave, cu consecința pierderii de vieți omenești și producerii unor pagube materiale imense, Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul de Artă, Palatul Regal, clădiile din zonă. Deci nu Ceaușescu este vinovat pentru aceste distrugeri din decembrie 89. De ce scrie acolo că recurs în termen de 5 zile? Explicați-mi mie din punct de vedere juridic. Pentru că era stare de urgență. În mod normal erau 10 zile, da, și în stare de urgență erau 5 zile. Și pentru că ei au refuzat, explicit. Eu din câte știu, este așa, că condamnat... Aveți dreptate, sau mai are 5 zile să se gândească... Și Teodorescu pentru că le-a luat acceptul, știu povestea. S-a folosit de acest subterfugiu. Din punct de vedere juridic este incorrect. Dar subterfugiu? Da. Asta este. Mult a fost subterfugiu. În legătură cu recursul, a fost o chestiune pe care eu am ținut să fie menționată, pentru că hotărârea trebuia să cuprindă și acest răspuns la această problemă. E adevărat că, vă amintiți când am spus, măcar pentru istorie și să nu ne considere tâmpiți, trebuie menționat acest lucru. Este că am spus lucrul ăsta. Și Gică m-a lăsat să scriu, evident, că fără să comenteze, și am trecut cu recurs.
Peste câteva ore de la proces, Cranicul televiziunii române anunță 5 puncte de condamnare, nu 4, al cincilea punct fiind... 5. Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse la bănci străine. Nu a fost nimic organizat. Nu a fost nimic aranjat. Deci eu pe domnul colonel Mistor nu l-am cunoscut niciodată, nu ne-am strâns mâna, n-am discutat, nu m-a instruit, n-a spus, băi, judecăm pe ăștia, facem asta, asta. Nu. Pur și simplu a fost o dictare de conștiință, ca să lămuresc toate probleme și să nu spună că mi-a spus domnul general Cam Voiculescu, bă, vedeți, faceți asta. Nu. Ar fi injust să acuzăm pe cineva de ceea ce am făcut noi. Drept pentru care trebuie să subliniez și următorul aspect, că eu împreună cu colegul meu, de altfel, probabil că o să confirme și dânsul și îmi pare că nu este ca Andrei să confirme, pentru că timpul nu ne-a permis să o spunem așa sau să o spunem altfel, am semnat documente în alb, documente pentru care dânsul mai târziu au coalat acele elemente de nuanță. Nu a fost timpul relativ necesar să mai fie o mașină de scris, să mai bată un document, să mai să... O altă problemă, că am semnat hârtiile în alb. Deci am semnat toate hârtiile alea în alb atunci, că a zis că n-a avut timp să le scrie și nu știu ce, și le-a pus să semnăm, că a zis că ne va chema ulterior la București să... Nu ne-a mai chemat niciodată, să vadă ce cum s-a completat procesul. Deci am semnat, cred că, 10, cam 10 coli în alb. Așa ne-a pus pe fiecare. Dacă noi am avut curajul să semnăm documente în alb, credeți că ne interesa al cincilea capăt de acuzare, domnule? Cel mai grav lucru este falsificarea actului de condamnare prin introducerea punctului 5 și rămânerea lui în istorie, așa cum apare în capitolul Texte fundamentale din manualul de istorie de clasa 8-a de azi. Câte puncte are actul de condamnare al lui Ceaușescu? Nu mai știu. 4. 4. Genocid, subminarea puterii de stat, act de diversiune și subminarea economiei naționale. Asta e din proces. În câteva ore. Da. S-a ajuns la 5 pe televizor. Am auzit de treaba. Al cincilea care a fost? Al cincilea este încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse în bănci străine. Deci asta e o chestie adăugată pe care eu n-am știut. Ce putea să adauge chestia asta între Târgoviște? Nu știu. Gică Popa citind asta și Petre Popescu spunând acest comunicat pe care nu l-a scris el. Oricum nu cineva dintre noi, că aș fi știut. Deci nu știu cum s-a făcut treaba asta. E în carte, în manualul de istorie de azi. Atare. Pentru că s-a citit, dar cu punctul 5. Ăla nu contează. La acte fundamentale. Dar nu e adevărat. Pentru texte fundamentale, copiii așa le învață. Punctul 5 nu exista în momentul în care s-a citit acuzația de către președintele completului de judecată. Nici în acuzare nu era. Mare, ăla Voina, nici în... Deci ăla este documentul. Ăla este documentul fundamental. Ceea ce s-a întâmplat pe mass media... Așa rămâne în istorie. Nu, nu are de ce să rămână. E greșit. N-a spus nimeni, oricum, eu spun prima dată asta, iertați-mă, de atâția ani. Și eu spun că, acest punct nu are nicio valoare. Încercarea de a fugi din țară pe bază unor fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse în bănci străine. Da. Puteți să-mi explicați cum între procesul din 25, când s-a întâmplat și la televiziune, cât s-a citit? Este o exacerbare a zvonurilor. Nu, e al cincilea punct, e punctul 5. Adică se spune punctul 5. Și unde apare în sentință? Nu în sentința de la proces, ci în sentința citită la televizor. De către Petre Popescu. Deci în drumul ăsta a mai apărut un punct. Dumneavoastră știți toată zvonistica fantasmagorică și așa dezastroasă care circula și ce știri veneau la televiziune. Și pe fondul ăsta de exaltare și de exagerare, probabil că s-a supraadăugat chestia de asta. Asta nu putea să facă decât nu exista o responsabilitate clară și oricine a făcut-o din proprie inițiativă, nimeni nu venea să ceară socoteală, adică era o
criză de autoritate și de control. Dovadă că s-au spus tot felul de enormități la televizor, pe post, fără nicio intenție, adică a le atribui o intenție și o premeditare este iarăși tendențios. Nimeni nu a răspuns la această întrebare. Cine a adăugat după proces acest punct 5? După 16 ani am aflat. Prin cartea domnilor Constantin Bebe Ivanovici și Teodor Brateș, care poartă titlul Cui îi este frică de adevăr? Pagina 260. Abia în jurul orei 20, din 25 decembrie, am primit un telefon prin care domnul Ion Iliescu mă ruga să-i fac legătura cu Aurel Dragoș Munteanu. L-am chemat pe președintele proaspăt numit al radioteleviziunii și am văzut că se schimba puțin la față după ce asculta ce spunea Ion Iliescu, la capătul celălalt al firului. Munteanu a luat o hârtie și a început să scrie de zor. Mi-a făcut semn să nu intre nimeni în birou. Mâna-i tremura. Mi-am dat seama că se dictează un document important și m-am gândit că ar putea fi vorba de vestea pe care o așteptam cu toții. A terminat de scris și a închis telefonul. M-a rugat să-i chem pe Constantin Petre și pe Maria Borza. Când aceștia au venit în birou, le-a întins textul și i-a rugat să se bată urgent la mașină. Mie mi-a spus să-l chem cât mai repede aici, la etajul 11, pe Petre Popescu. Aurel Dragoș Munteanu i-a întins textul comunicatului și i-a spus să-l citească pe post. Întrebare. Sentința a fost falsificată. Cine avea nevoie de acest miliard de dolari și unde este el?